Activitatea din Palatul de Justiție din Baia Mare a fost dată astăzi dimineață peste cap din cauza unei alerte cu bombă. În jurul orei 9:30, atât maramureșenii care aveau de rezolvat diverse probleme în instituția publică, cât și magistrații și personalul auxiliar, au fost evacuați din clădire, iar jandarmii mobilizați în zonă s-au asigurat că nu mai intră nimeni în edificiu. Mi-a spus să ieșim afară, 15-20 de minute. Vi s-a spus și motivul? Nu. Bănuiesc ce s-a întâmplat? Nu, n-am de unde să bănuiesc. Ce am spus? Venit noi. Și n-ați reușit să intrați în Nu. Și ce vi s-a spus? Din ce cauză? Nu ne spun nimic. Ce până când se reglementează situația, nu puteți intra. Nu ne lasă rândul că s-a suspendat o oră. Dar știți de ce? Nu ne zic nimic. Stați de mult? De o oră. De 40 de minute, 40 de minute acum azi. Ce vi s-a spus? Ca să părăsim incinta. Dar de ce? Care este explicația? Că s-ar fi găsit ceva. Anume, ce? Ceva bombă artizanală, un WC. Dar nu se pese. Credeți că cineva ar fi avut motive să facă asta? Nu. Oamenii au așteptat afară 10 de minute. Traficul rutier a fost oprit în zona Palatului de Justiție, iar echipa pirotehnică a Serviciului Român de Informații a căutat bomba de care au fost anunțați că ar exista în instituția băimăreană. În urma investigațiilor specifice pe care le desfășurăm de obicei în astfel de situații, s-a constatat că acel pachet suspect arată, avea aspectul unui dispozitiv explozibil improvizat. În urma verificărilor mai complexe, care s-au desfășurat la fața locului, s-a constatat că e vorba de o simulare de dispozitiv explozibil improvizat, care nu prezenta niciun pericol și nicio urmă de material explozibil. Reprezentantul Serviciului Român de Informații a afirmat că oricine ar putea face un astfel de dispozitiv. Era un dispozitiv care imita un dispozitiv explozibil improvizat. Deci, cred că și cine se uită la televizor, prin filme și vede cum arată un dispozitiv explozibil improvizat, poate să imite. Procurorii au preluat acum cazul și fac cercetări pentru a afla autorul dispozitivului respectiv.